La București, protestul spontan a început la ora 10. Funcționarii caselor de pensii au ieșit în stradă, vor salarii mai mari, la fel ca în alte instituții, unde angajații încasează lefuri cu 2, 3 sau chiar 4.000 de lei mai mari. Cer și deblocarea angajărilor, dar și condiții decente de muncă. După 31 de ani de muncă să ai salarii ca un muncitor. Muncitorii după stradă care mătură strada are mai mult decât mine. Nu e posibil așa ceva. Este volumul foarte mare de muncă și nu facem față, programele nu merg. Este un protest spontan desfășurat la nivelul întregii țări. Vom continua cu protestele până când vom fi auziți de decidenții politici. În tot acest timp, persoanele care aveau treabă la ghișeele caselor de pensii au fost nevoite să aștepte. N-am știut de acest protest și că nu mai veneam, dar e ceva foarte urgent. Am prins și protestul, da. Cred că e specific în România. Și în alte orașe, printre care Galați și Tecuci, angajații caselor de pensii au întrerupt lucrul în semn de protest. Suntem categoria de bugetari cei mai vitregiți, suntem funcționari publici cu cele mai mici salarii din sectorul bugetar. Ce bani rămâneți în buzunar după ce vă achitați toate cheltuielile? Nu mai rămâni. Angajații caselor de pensii din București au protestat spontan pentru a doua zi consecutiv și sunt hotărâți să întrerupă lucrul și în zilele următoare. Solicită o întâlnire între reprezentanții salariaților și ministrul muncii, iar dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, sunt deciși să declanșeze inclusiv greva generală. La București, reluarea activității s-a făcut într-o atmosferă tensionată, generată de cei care au fost puși în situația de a aștepta încheierea protestului.